Doi dintre liderii PSD Giurgiu, Cristian Marciu și Răzvan Cuc, au susținut astăzi o conferință de presă la scurt timp după ce a fost suspendată ședința programată la Consiliul Județean. Ei și-au arătat nemulțumirea față de absența de la ședința a consilierilor PNL. Vă spun, a fost o situație jenantă totuși ce s-a întâmplat vis-a-vis de situația de astăzi. Ați văzut, noi eram în sală, așteptam să intrăm și să dezbatem, indiferent care ar fi fost rezultatul votului, pe orice proiect. Dânșii trebuiau să se prezinte, cu atât mai mult dacă dânșii nu veneau. Adică dacă nu era niciunul în Consiliul Județean, spuneam, dar au stat toți în birou acolo. Reprezentanții PSD Giurgiu susțin că liberalii nu s-au prezentat la ședință din cauza unor dispute politice. Ei spun că activitatea Consiliului Județean va avea de suferit dacă această situație va continua. Dacă lucrurile vor continua strict pe interese personale, eu cred că va fi un blocaj administrativ. Părerea mea. Dacă se ajunge la un consens vis-a-vis de toate proiectele, cred că lucrurile vor merge mai departe. Lucrurile sunt relativ simple, nu trebuie să ne gândim mai mult decât e cazul. Pentru aprobarea proiectelor care au fost amânate din cauza suspendării ședinței este nevoie de o ședință extraordinară, a mai arătat Răzvan Cuc. El a mai declarat că aceasta trebuie convocată cât mai repede, astfel încât proiectele respective să nu fie compromise.